Salut prieteni, sunt Bău, iar în acest clip veți vedea niște chestii super mișto. Sunt la primăvară, așa se numește locația asta. L-aștept pe Iulian, prieten foarte mult de-al meu. Vedeți aici în spate pe Pantera Neagră. Stai să vedem dacă putem să și focalizăm pe ea. Da. Am aici în spate o chestie super mișto, o să vedeți pe la sfârșitul clipului. E secret și chiar nu știu sigur dacă o să vă dați seama ce este. Și să așteptați până la sfârșitul clipului ca să vedeți ceva fain. Ia-mă camera de pe mine, frate. Nu mă mai filma, please, man. Deci am ajuns într-un porculeț. În acest clip veți vedea cum se face fotografie pe film. Iulian de aici de față face fotografie pe film de foarte mult timp și are multe aparate și am zis că, bă frate, în acest clip o să faci ceva tare și o să vă arătăm cum se face fotografia pe film. Păi asta e o regulă făcută în Germania de vest, în anii 30 așa, care na, au fost făcute în jur de 5 milioane de aparate de genul. E pe film de 35 mm, asta e din ăla ca să învârși de film. În partea asta, uite, aveți și segetuța. Asta este exponometru. Ia uitați că dacă pun degetul pe chestia asta aici, se duce în jos. Vedeți? Așa? De aici faci poza, de aici dai wind, de asta e winderul. De unde faci poza? De pe butonul ăsta. Asta e winderul, ia uitați, așa. Fac. Asta e tot. Vă arăt și ce este înăuntru. Ia uitați cum este. Și zici că asta merge pe film din ăla? Da, merge pe film de 35 mm. Ia uitați și când fac poză. Ați văzut? Aici se pune filmul. Se pune asta aici. După când termin filmul, ridici chestia asta și învârți, ca să tragi filmul înapoi, de aici, în partea asta. Și la lentilă, ce specificație ai? Păi, sunt niște rectile rectamat, nu știu ce să zic mai mult. Nu sunt astea de bună calitate, având cum că a fost făcute printre primele modele de aparate. Destul de ok, așa de joacă, ca să zic. Asta e pentru exponometru, ca să-l încarci. Aici are un levier. Cam atât despre aparat, aici pui blițul. Firma asta care a făcut de regula, făcută în Germania, a făcut și blitzuri, nu numai aparate. Și mă rog, și alte chestii care țin de fotografie. Și cam asta e tot despre aparatul ăsta. Ia uitați-l. După cum spuneam, ia filmează un pic aici. Aveam chestia asta mare în spate. Pentru cei ce nu știți, chestia asta e o dronă. Probabil ați mai văzut la alți oameni sau chestii. Dar, na, o să vă arăt și eu cum se pregătește o dronă înainte de a zbura. Și după aceea o să zburăm cu ea împreună. Noi aici, de față. Primul lucru pe care fac eu la drona mea e să-i scot căpășelele astea de la cameră, de la gimbal. Că astea sunt cu stabilizare. Cea mai tare chestie, nu? Acum urmează partea în care îi punem elicile, foarte lejer. Ele nu pot fi înșurbate în locul greșit. De gen asta nu vine aici, vine aici. Așa că... Yeah. Tot așa, în X se pun. Bam! Punem bateria. Luăm telecomanda. Punem telefonul aici. Bam! Punem drona mai în față să-și ia GPS-ul. Aprindem Wi-Fi-ul, pentru că ne conectăm prin Wi-Fi. Și o să vă arăt niște cadre foarte faine, o să facem niște cadre foarte faine acum cu drona prin centru. O să vă placă foarte mult și să vedeți cum e centrul Craiovei, orașul în care locuiesc. Deci gata, prieteni, suntem pregătiți de zbor. Arată aici safe to fly, adică safe to fly, cum se zice, mă, safe to fly, sigur să zbor sau ceva de genul. Poți să zbori în siguranță. Zi că... It's safe to fly. Da. Now. Ia acum, ia, filmați când să dăm decolare. Hai că se dau acum. Zboară, da? Deci cel mai fain feeling când o controlezi tu și îmi place foarte mult că e stabilă. Deci aici suntem la Teatru Marie Curescu. Asta a fost una dintre filmările cu drona. Acum mergem la aia de la skate să stăm cu ei, nu știu, stăm de vorbă și după aia eventual o să mergem să mâncăm. Da. El este Ionuț. Are tricou cu Venezia. El locuiește în Venezia. Bă, era ta. Da. Eu am asta. Nu facem poze, mă. Ți-e rușine de camera? Ți-e că facem poze. Păi face poze de mai multe, de una după alta. Arată ca un video. Ca realitatea. Genul de GIF video, știi? Da. Ce zici, bă? Ca zici? Da. Ce faci, mă, Georgica, mă pup? El este omul Georgica. Se juca fotbal până acum. Bă, Georgica, mai bări pe față, ce dracu. Ia spune-mă ceva amuzant. Ia fă-mă o poză. Gata, ți-a făcut poză. Ia spune ceva amuzant, frate. Georgica, spune ceva pentru fanii tăi. Da, spune ceva pentru fanii tăi, frate. Este ce vreau să zic de fanii tăi. Orice, frate, de fanii tăi care te iubești, te apreciază. Spune ceva pentru fanii tăi. Fain omul care mă iubește și care îi iubește și eu. Cântele, Georgica, cântele. Deci asta a fost viața de teatru, acum mergem să mâncăm. Zi-mă, unde mergem? Mergem la Maestro? La Maestro, frate, să mâncăm niște junk food. Georgica, nu ne urmări? Bă, Georgica, să nu ne urmărești, frate! Da, frate, mergem să mâncăm și niște ceva cu cașcaval, cu carne, cu pâine, cu chestii de-astea, știi? Da, să sperăm că o să fie bun. De ultima dată când mi-am luat ceva de la Maestro... Te-a durut purticica, Mihai! Nu, Mihai, te-a durut purticica! Du-te acasă, Mihai, că te-a durut purticica! Mi-am luat ceva de la Maestro, era... Mi-a pus semnișul ăla sau ce era într-o pungă de hârtie, știi? Bă, stai să sun, frate, și eram pe bike, știi? Și eu țineam cu mâna pe ghidon și cu mâna de pungă, știi? Mâna așa? In the same time. Nu, țineam mâna pe ghidon și aveam punga tot aici la mână, știi? Și ți-a căzut Mihai Mirica pe jos. Mi s-a rupt punga aia, bă, mi s-a rupt punga aia. Bă, lasă-mă să spun, mi s-a rupt punga aia. Și nu că m-a durut burticica, dar de fapt m-a durut că nu mâncam, știi? Pentru că l-am apucat stricat. Da, bine, am mai avut bani la mine și mi-am dat. M-am dus să-mi iau un gabine după a completat și... Imediat, mă! Așteptăm la coadă. Și suntem de fapt. Da, sigur. Deci am ajuns la o biserică de pe centrul vechi. Și vreau să vă arăt cât de fain este centrul vechi aici. O să vedeți o filmare nu cu Pantera Neagră, ci cu drona aici în centrul vechi. Am fost până în cartier la mine, iar acum, după cum vedeți, i-a dat Iulian un lion. Mai facem niște cadre cu drona. Sper că cadrele dinainte v-au plăcut enorm de mult pentru că a fost destul de riscant. Eu n-am permis pentru dronă și ca să-ți iei permis trebuie să dai nu știu câți bani. Nu permisești, prost, dar nu știu tu, nu la tine poate, nu că l-ai permis. Da, eu dacă mă întreabă poliția zic că am, da, e acasă, gen. Păi acasă tot, dar a fost acasă din prima. De ce vorbim cu gura Pentru că îmi place plină. El e rebel. Acum, da, ce spuneam, o să mai tragem niște cadre faine pe undeva pe aici, pe străzile astea, cu drona eventual și după aia o să ne ducem acasă, fiecare la casa lui. Deci acesta a fost clipul, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că v-ați uitat la el. Acum sunt foarte obosit, este ora 10:19 noaptea. Sunt, cum am spus, destul de obosit, Iulian este la cameră. Vreau dacă v-a plăcut să dați like sau măcar un share. Și încă o dată vă mulțumesc, peace!